Un tânăr de 18 ani a fost atacat pe o stradă din Timișoara cu un cuțit de un bărbat de 23 de ani. Victima a ajuns la spital, iar agresorul a fost arestat. Explozie puternică în această noapte într-un bloc din Pitești. Două persoane au ajuns la spital. Și fiica cântărețului Elvis Presley, Lisa Marie, s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani. Aceasta a suferit un stop cardiac. Daniel Osmanovici vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Un tânăr de 18 ani a fost atacat pe o stradă din Timișoara cu un cuțit de un bărbat de 23 de ani. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Victima a ajuns la spital cu plăci la nivelul spatelui, iar agresorul a fost reținut 24 de ore și ulterior arestat pentru 30 de zile. Surse judiciare au precizat că scandalul a pornit din cauza unei fete. Potrivit IPJ Timiș, conflictul a avut loc la începutul săptămânii, însă a fost mediatizat abia seară după ce au fost postate imagini pe rețelele de socializare. Explozie puternică în această noapte într-un bloc din Pitești din cauza unei acumulări de gaze. A avut loc o deflagrație care a afectat aproape jumătate din apartamentele de pe scară. Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă două femei au ajuns la spital. Explozia puternică a avut loc într-un apartament situat la parterul unui bloc din cartierul piteștean Trival din cauza unei acumulări de gaze. S-a auzit bubuitură, v-a speriat? Da. Vecinul ar fi cumpărat un aragaz. Nu știu ce l-a montat. Nu știe nimeni nimic de cum momentan nu se știe. Pompierii au intervenit și fac o evaluare. Este vorba de o explozie neurmată de către un incendiu. În urma acestei explozii, o persoană a fost transportată de către echipajul SAJ la UPU cu arsuri de gradul 1 la membrele superioare și la față. Iar o altă persoană de la etajul 4 a fost monitorizată de către echipajul SMURD. Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă pagubele sunt însemnate. O mașină condusă de un șofer începător a luat foc în Târgoviște. Priviți! Proprietarii care aveau mașina lângă cea cuprinsă de flăcări au sunat disperați la pompieri. Aceștia au intervenit rapid și focul a fost stins. Salvatorii au stabilit că incendiul a izbucnit la compartimentul motor al mașinii unde au ars materiale plastice. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Un agent de poliție din Slobozia a fost lovit de mai mulți bărbați în timp ce încerca să legitimeze o șoferiță. Polițistul a avut nevoie de ajutorul mascaților ca să îi poată imobiliza pe scandalagii. Întreaga scenă a fost filmată de un localnic. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Acesta este momentul în care mascații au sărit în ajutorul polițistului de la rutieră. Înainte însă, scandalagii l-au luat la bătaie pe polițistul care o legitima pe șoferiță pentru că parcase neregulamentar. În acel moment, mai mulți bărbați au coborât din mașină pentru a-i aplica o corecție. Cei trei bătăuși l-au înconjurat pe agentul care nu a avut cum să scape din încercuire. Între scandalul a avut loc pe un bulevard din Slobozia. Din autovehicul a coborât pasagerul din dreapta, un bărbat în vârstă de 36 de ani, care l-ar fi amenințat cu acte de violență pe polițistul rutier. De asemenea, din autoturism au coborât alți doi bărbați care l-au împins și amenințat pe agentul de poliție. Cei trei bărbați au fost în cele din urmă imobilizați și încătușați. Pe filmarea surprinsă de localnic se observă însă și momentul în care polițistul începe la rândul lui să-i lovească pe scandalagii în timp ce sunt puși la pământ de mascați. Aceștia au fost duși la secție, fiind cercetați pentru ultraj și purtare abuzivă. Un bărbat din Suceava a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu executare după ce i-a dat o palmă peste fund unei necunoscute. Decizia instanței este încurajatoare pentru femei care de multe ori tac de teamă că nu vor fi luate în serios, spun ONG-urile care luptă pentru drepturile acestora. Dacă nu face apel în cursul acestei zile, bărbatul condamnat va merge după gratii. Hărțuirea stradală care a dus la condamnarea de acum s-a întâmplat în miezul zilei în centrul orașului Suceava. Persoana vătămată și împreună cu alte trei femei, prietene ale sale, se plimbau. La un moment dat au observat din partea opusă, de apropie un bărbat de ele. Inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată peste partea dorsală cu un gest extrem de violent, iar apoi a intrat într-o sală de jocuri din apropiere râzând. Toate cele patru femei care au asistat la gest au arătat indignate, șocate și bulversate de gestul inculpatului, spun magistrații. În timpul audierilor, bărbatul și-a recunoscut faptele, dar a refuzat să se prezinte în instanță.
Referitor la persoana inculpatului, acesta are 46 de ani. A fost anterior condamnat de 2 ori pentru săvârșirea unor infracțiuni de viol. Are studii medii, este necăsătorit și nu are ocupație. În raport cu cele de mai sus, instanța apreciază ca fiind necesară aplicarea unor pedepse cu închisoarea, au hotărât magistrații. Bărbatul a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru lovire și la 3 pentru tulburarea liniștii publice. Pedepsele au fost cumulate la 10 luni după gratii. Oamenii trebuie să știe că nu numai violul sau actele de agresiune sexuală sunt pedepsite de legea penală, ci și astfel de fapte. Dacă ne-am gândit la femeile apropiate din viața noastră care au fost sau ar putea fi agresate în aceeași manieră, cred că lucrurile ar fi privite cu mai multă seriozitate și simț de răspundere. Și ONG-urile care luptă pentru siguranța femeilor spun că decizia este una importantă. În general, violența împotriva femeilor este minimizată de cei din jur, dar uneori și de autorități, și în cazuri de violență fizică, inclusiv hărțile scandală, sunt uneori descurajate să înregistreze plângeri. Femeia agresată se numește Gianina Smart și are 52 de ani. S-a născut în Suceava, dar când avea 13 ani a fost luată de tată diplomat de carieră în Nigeria. La 19 ani a fugit de acolo pentru că părintele ei, care candida pentru Parlament, aprobase să fie mutilată sexual. După ce a scăpat, Gianina a devenit activistă pentru drepturile omului. Pasagerii din autocarul plin cu turiști greci implicat într-un accident la pasajul Unirii din capitală se pregătesc să dea în judecată autoritățile române. Prin vocea avocatului Alexandru Mateescu, care de altfel îl reprezintă în instanță și pe șoferul grec, cei implicați consideră că autoritățile noastre trebuiau să se comporte altfel. Mateescu a subliniat faptul că în alte state, aceste limitatoare de înălțime de care s-a izbit pe 23 decembrie autocarul plin cu turiști, sunt semnalizate mult mai clar, nu pun în pericol siguranța participanților la trafic și, în plus, în zona Unirii nu au existat semnalizatoare care să indice că autocarele nu au acces în pasaj. Șoferul grec are în continuare calitatea de suspect pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Garda de Mediu și Direcția de Sănătate Publică au deschis o anchetă după ce au fost înregistrate creșteri ale indiciilor de infestare pe Dunăre. Ia alertă în orașul Brăila și Galați. Vă explic mai multe imediat la Focus. De la începutul sezonului de viroze, gripa a luat deja 15 vieți în România. Îngrijorător este faptul că tot mai mulți români se îmbolnăvesc în același timp și de gripă și de COVID, fapt care poate duce la complicații grave și chiar la deces. Ultimul caz de acest fel este al unei femei de 65 de ani care s-a stins la Spitalul Municipal din Timișoara. A avut simultan și gripă și COVID și nu era vaccinată împotriva acestor afecțiuni. O femeie de 65 de ani care a fost diagnosticată cu infecție simultană cu virus gripal și cu SARS-CoV-2 s-a stins la Spitalul Municipal din Timișoara. Este primul caz din județul Timiș de deces al unui pacient cu această dublă infecție. Femeia avea și alte boli asociate și nu era vaccinată împotriva virusului gripal și SARS-CoV-2. De altfel, co-infecțiile sunt mai întâlnite în acest sezon de viroze. Până acum au fost raportate 15 astfel de situații de infecții simultane cu virusul gripal și cu SARS-CoV-2 și 19 de infecție simultană cu virus gripal și virus sincițial respirator. Iar copiii nu sunt scutiți, din păcate, de prezența simultană a mai multor infecții. La Spitalul de Copii Victor Gomoiu din capital a fost internat un copil de numai 3 ani cu triplă infecție. Din fericire, el s-a recuperat și este bine acum. În acest context dificil, recomandările autorităților din sănătate sunt clare. Evitarea spațiilor aglomerate, aerisirea spațiilor închise și portatul măștii. Din păcate, mai ales pentru persoanele vulnerabile, adică cei care au boli cronice, persoanele în vârstă, gripa poate să însemne și complicații. Am avut cazuri adevărat că într-un număr mic de combinație între virus gripal și virus SARS-CoV-2, vorbim de fluorona. Noi despre fluorona am discutat încă din timpul pandemiei, doar că atunci circulația virusurilor gripale era mult limitată. Trebuie să fim atenți pentru că în momentul în care există această combinație, riscul să dezvoltăm complicații este categoric mai mare. Putem fi însă mai puternici în fața bolii și dacă urmăm câteva sfaturi simple. Este bine ca oamenii să-și ia măsurile nespecifice, să țină cont de măsurile nespecifice, respectiv să aibă o viață echilibrată, cu alimentație echilibrată, bogată în vitamine de preferință naturale, cu evitarea substanțelor toxice și aici mă refer în primul rând la cele mai folosite, alcoolul și tutunul. De asemenea, ajută mult și respectarea orelor de odihnă și exercițiile fizice zilnice, fără însă a supra-solicita organismul.
România va avea 27 de spitale noi în următorii 4 ani. Târgu Mureș, Vaslui, Constanța și Brașov sunt doar câteva dintre orașele unde se vor ridica noile unități spitalicești, iar banii provin din PNRR. Toate vor fi dotate cu aparatură modernă la cele mai înalte standarde. Și Brașovul va avea un nou spital finanțat prin PNRR. Așa ar urma să arate peste doar 3 ani primul spital de stat construit în orașul de la Poalele Tâmpei în ultimii 30 de ani. Ar fi bine că totuși clădirea asta e destul de veche și este destul de împaragină, așa după cum vedeți. Ar fi ok să se facă în niște condiții mai bune. Paturi cu băi proprii, cu saloane, adică cu băi proprii, care vor fi la standardele actuale. De asemenea, va fi și o dotare, acest spital va fi dotat cu aparatură modernă care ne va ajuta în investigarea pacienților. Spitalul va avea 4 corpuri, peste 250 de paturi și va fi amplasat lângă viitorul spital regional. Va fi construit pe un teren de peste 76.000 de metri pătrați. Iată, să obținem o finanțare de 100 de milioane de euro, fiind cea mai mare finanțare și totodată cel mai mare proiect de dezvoltare a infrastructurii spitalicești în Brașov în ultimii 30 de ani. Potrivit listei prezentate de Ministrul Sănătății, până în 2026 urmează să fie construite 27 de noi spitale în 16 județe din țară. E alertă la Brăila după ce autoritățile au descoperit că Dunărea este contaminată cu o bacterie extrem de periculoasă. Deocamdată nu se știe cauza pentru care au crescut indicii de infestare, însă atât Garda de Mediu cât și Direcția de Sănătate Publică au deschis o anchetă. Localnicii sunt îndemnați să nu folosească apa din fluviu în gospodării. Alerta a fost dată de către reprezentanții companiei de utilități publice Dunărea Brăila. În urma unor verificări, aceștia au descoperit valori uriașe de contaminare în apa fluviului, cu o bacterie extrem de periculoasă pentru sănătatea oamenilor. Imediat a fost anunțată Direcția de Sănătate Publică. S-au identificat valori crescute pentru parametrul Clostridium perfringens, este parametru indicator, în apa brută. Totodată, țin să precizez că acest parametru care este verificat permanent și de către compania de utilități publice și de către Direcția de Sănătate Publică în apa potabilă, acest parametru nu este prezent. Bacteria ar proveni de fapt din deversarea de fecale, spun specialiștii. În mod normal, o creștere a acestei bacterii este din contaminare fecală. Este o bacterie specifică unei contaminări fecale a oricărei ape de suprafață. Ceea ce s-a sesizat în activitatea noastră de monitorizare a calității apei de suprafață a fost o creștere față de istoricul pe care noi l-am înregistrat. În această situație am mărit, să zic, frecvența de prelevare. Deci acum monitorizăm zilnic. În primul rând trebuie identificată sursa. Dacă identificăm sursa, atunci va dispărea în mod natural. Nu am dat măsuri pentru CUP Dunărea să preleveze probe de la intrarea în județ, ca să vedem dacă este pe teritoriul județului Brăila sau vine de undeva din Amonte. Cazul a ajuns și în atenția reprezentanților Gărzii de Mediu. Vom urmări monitorizarea pe care CUP Dunărea o va efectua zilele acestea pentru a vedea fluctuația. Da? Deci dacă cumva există în Amonte o sursă de poluare. Dacă nu, până atunci noi vom verifica, vom identifica mai întâi operatorii economici riverani fluviului Dunărea care pot evacua ape uzate sau care desfășoară anumite activități care pot influența sau pot avea legătură cu apariția acestei bacterii. Autoritățile au tenționat deja localnicii să nu consume apă sau chiar pește din Dunăre în următoarea perioadă. Populația să nu consume apă direct din fluviul Dunărea, să nu consume alimente în formă crudă care au fost spălate în prealabil în fluviul Dunărea. Deci, practic, să nu existe o ingestie a apei sau să mă spăl pe mâini în fluviul Dunărea după care să mănânc. Deci amenziile pentru operatorii economici care deversează ilegal deșeuri se ridică la peste 80.000 de lei. Intervenție dificilă, dar terminată cu succes într-o comună din județul Arad. Pompierii au reușit să salveze un câine căzut într-o fântână. Ce s-a întâmplat cu animalul după salvare veți afla în câteva minute la Focus.
Până atunci vă spunem ceva ce știm cu toții. Românii au prins frica ratelor la bănci. Se întâmplă după un an în care ele au crescut de la o lună la alta din cauza majorării constante a dobânzilor. Ultima creștere a dobânzii cheie, cea mai mică din ultimul an, de 0,25% și de care indicele Robor e considerat de specialiști, un semnal pozitiv. Teama românilor rămâne însă la cote înalte. Banca Națională a României a decis marți să crească din nou dobânda cheie, care a cunoscut o explozie în ultimul an, a fost majorată în 8 rânduri. Dacă la începutul anului trecut rata dobânzii de politică monetară era de 2%, acum e 7%. Specialiștii sunt optimiști. Majorarea de numai 0,25% din ianuarie este cea mai mică din ultimele 12 luni. Trebuie să spunem că această creștere adresează traiectoria viitoare a inflației, iar aici veștile sunt mai degrabă pozitive. Cred că e foarte important să spunem că trebuie să închidem subiectul exploziei costurilor de creditare, pentru că indicele Robor scade de săptămâni bune. De săptămâni bune vorbim de reducere ale indicelor Robor, ceea ce desigur se traduce și în evoluția ratelor românilor la credite. După maximul din luna octombrie de 8,21%, indicele Robor se află într-o continuă scădere. Trendul este vizibil încă din prima zi din an și se păstrează și după decizia BNR de a majora dobânda cheie. Se întâmplă datorită lichidităților mari din piață. Totuși, oamenii rămân precauți. Atunci când ai o rată, deci riști ca să rămâi fără bani și fără casă și fără absolut totul. Luați în calcul să faceți o rată în perioada următoare? În perioada asta exclus, nu. E inflația mult prea mare și nu. Vă este teamă, să înțeleg? Da, da, absolut. Vă gândiți să vă faceți o rată în această perioadă? Nu. Care ar fi motivul? Economic. Păi este frică? Credeți că o să crească ratele cum au crescut și în 2022? Și asta și instabilitatea. N-ai de unde să știi ce o să se întâmple peste o lună, peste două, peste trei. Vă așteptați să crească în perioada următoare? Clar. Mă aștept să crească. Teama este susținută și de creșterea puternică a IRCC de la 1 ianuarie. Dacă ne uităm la IRCC-ul de acum, care este 5,7% și în decembrie era 4,1%, vedem că rata la un credit a crescut cu 25% față de ce era în decembrie, iar dacă acum vrei să accesezi un credit, poți să iei un credit cu 20% mai puțin de ce puteai să iei în decembrie. Adică dacă în decembrie te încadeai la 100.000 de euro, acum poți să încadezi doar la 80.000 de euro. Potrivit BNR, sunt peste 450.000 de români care au rate în funcție de indicele IRCC. Mai mult de 80.000 dintre ei au făcut trecerea de la Robor în ultimul an. Molia tomatelor face ravagii în solariile fermierilor din Oltenia. Insectele s-au înmulțit din cauza temperaturilor ridicate și au distrus porțiuni întregi din culturi. Legumicultorii spun că niciodată în ianuarie nu s-au confruntat cu o asemenea situație. A venit, a depus aici o ouă din care au ieșit larve și uitați cum a început să mănânce pur și simplu. Mănâncă țesuturile frunzelor. Dacă acest atac era pe vârf, această plantă putea fi aruncată. În solariile acestui fermier au apărut dăunători încă de acum câteva zile. De vină pentru apariția insectelor ar fi vreme extrem de călduroasă pentru această perioadă, spun legumicultorii. Mare parte din culturile de roșii este distrusă. Am peste 10-15 fire afectate în care a depus o în vârf și pur și simplu larvele l-au mâncat. Acest dăunător este problemă și, v-am spus, va fi din ce în ce mai mare problemă dacă temperaturile o țin tot așa, pentru că el simte că trebuie să se mulțească. Tuta absoluta sau molia tomatelor, așa cum este denumită, este o insectă extrem de periculoasă, spun specialiștii, și cu greu poate fi eliminată. Totuși, fermierii încearcă să găsească soluții. Această capcană, până la urmă, este o improvizație care avem apă și ulei și secretul acestei capcane este acest feromon care atrage masculii de tuta absoluta. Ei cred că trebuie să se înmulțească și pur și simplu vin și cad în această capcană. Tot mai mulți fermieri din Oltenia se plâng că se confruntă cu această situație. Câteva zile de temperaturi scăzute erau benefice pentru a mai diminua din populație. Într-adevăr, încercăm să stăpânim acești dăunători, dar costurile vor fi foarte ridicate pe lângă cele de încălzire. Primele răsaduri ar trebui cultivate în solarii peste două săptămâni. Mulți dintre legumicultori se tem însă că din cauza insectelor, plantele nu vor mai rezista în perioada următoare.
Ceea ce părea cândva un proiect inedit, menit să atragă turiștii din toate colțurile țării, s-a dovedit a fi un total eșec. Vorbim despre telegondola din Piatra Neamț, unde s-au investit aproximativ 14 milioane de euro și care acum riscă să ajungă nimic altceva decât fier vechi. Firma care o deține a intrat în faliment. Autoritățile locale încearcă totuși să găsească soluții pentru salvarea instalației pe cablu. Inaugurată cu fast în 2008 chiar de către Elena Udrea, pe atunci ministru al turismului, telegondola din Piatra Neamț avea să facă parte din cele mai importante proiecte ale municipalității. Investiția considerată o emblemă a îngropat orașul în datorii. N-au fost puține dățile când oamenii au rămas blocați în telegondola. Primăria a fost nevoită să ia credite peste credite ca să întrețină instalația pe cablu, iar banii n-au fost acoperiți nici până în prezent. Firma de administrare, intrată acum în faliment, duce întregul ansamblu spre fier vechi. Părerile localnicilor sunt împărțite. Pentru municipiul Piatra Neamț, telegondola reprezintă un punct de atracție pentru foarte mulți turiști. Părerea mea este că a fost un interes personal în construcția acestei investiții. Piatra Neamț putea să promovează turismul de aici până pe frumoasele meleaguri de aici, decât să dea atâta bani ca să meargă din când în când. E o prostie, e consumul mare de curent. Asta, consumă degeaba și rest nu prea merge. Chiar dacă situația telegondolei nu e clară la momentul ăsta, e considerat un simbol atât de localnici, dar în mod special de cei care vin în Piatra Neamț, au printre prioritățile principale să viziteze sau să meargă într-o excursie cu telegondola. În ciuda situației, autoritățile locale încearcă să salveze telegondola. Acum ne apropiem de termenul final al perioadei de insolvență, pentru care era aprobat un plan de reorganizare. Nu am avut voturi suficiente, deși alocasem banii necesari pentru aprobarea cumpărării unei clădiri cu care societatea, din valorificarea căreia societatea să-și poată plăti toate datoriile. Administrația locală este acum la un pas să piardă nu doar instalația pe cablu, dar și mai multe terenuri de la baza hipică a orașului, care au fost puse garanție pentru telegondolă. Desfășurare de forță aseară într-o comună din Arad, un câine a căzut într-o fântână și, din fericire, un localnic i-a auzit lătratul. Și-a dat seama că nu îl poate salva singur, așa că a sunat la 112 să ceară ajutor. Un echipaj de pompieri a sosit la fața locului, iar unul dintre salvatori a coborât în fântână după cățel. Cu ajutorul unei cordeline, cei doi au fost scoși la suprafață, iar misiunea s-a încheiat cu succes. Câinele a rămas în grija localnicilor. Poluarea sub toate formele ei este vinovată de 20-25 de mii de victime anual în România. Cifra este în creștere și noi încă ignorăm pericolele la care ne expunem zi de zi. Mai multe imediat la Focus. Fiica celebrului cântăreț Elvis Presley, Lisa Marie, s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani după ce a suferit un stop cardiac. Anunțul cutremurător al morții Lisei Marie Presley a fost făcut de mama sa, Priscilla Presley. Lisa Marie este singurul copil al lui Elvis Presley cu Priscilla Presley. Este și singura moștenitoare a verii tatălui său. A urmat o carieră în domeniul medical, având duete inclusiv cu Elvis Presley. Ea a fost căsătorită cu muzicianul Danny Koch, cu cântărețul Michael Jackson, cu actorul Nicolas Cage și cu producătorul muzical Michael Lockwood. Din cele patru căsătorii are patru copii, Riley în vârstă de 33 de ani, o pereche de gemeni în vârstă de 14 ani și un băiat care s-a sinucis în urmă cu 2 ani la vârsta de 27 de ani. Tensiunile dintre Ankara și Stockholm au atins cote maxime. Turcia l-a convocat pe ambasadorul Suediei în capitală după ce un grup kurd a spânzurat la Stockholm un manechin cu chipul președintelui turc. Scandalul a fost generat de un grup kurd, Comitetul Rojava din Suedia, care l-a comparat pe Recep Tayyip Erdogan cu dictatorul fascist italian Benito Mussolini, care a fost spânzurat cu capul în jos după execuția sa în ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial. Deși ministrul suedez de externe, Tobias Billström, a criticat vehement acțiunea, cuvintele sale nu au reușit să calmeze furia Turciei, care l-a convocat pe ambasadorul Suediei la Ankara pentru a-și exprima nemulțumirea.
Cel puțin 6 oameni au murit în centrul statului american Alabama după ce furtuni și cel puțin 9 tornadă au măturat regiunea, scrie Reuters. Vântul puternic și ploaia abundentă au avariat case și au lăsat zeci de mii de consumatori fără electricitate în unele zone din Georgia, Mississippi și Alabama. Peste 250 de zboruri au fost anulate sau întârziate pe cele două aeroporturi internaționale din Alabama. Cel mai bogat om din lume, Bernard Arnault, și-a numit fiica pe Delphine în funcția de președinte și CEO al companiei Dior. Delphine va pleca de la Louis Vuitton, unde s-a alăturat ca vicepreședinte executiv în 2013, iar șeful demisionar al Dior, Pietro Beccari, îl va înlocui pe Michael Burke, directorul executiv al Louis Vuitton. Grupul deținut de familia Arnault are în portofoliu mai multe mărci de lux, precum Fendi, Givenchy, Tiffany and Company, Louis Vuitton, de altfel. Toți cei cinci copii al lui Bernard Arnault dețin poziții de conducere la branduri din cadrul grupului. Sute de mii de pui de țestoase gigantice din America de Sud au ieșit pe plajele de cuibării din vestul Amazonului. Peste 80.000 de țestoase adulte, femele, s-au adunat încă din luna septembrie pe aceste plaje locale pentru a săpa cuiburi și a depune ouă. Țestoasele au început să clocească la mijlocul lunii decembrie și au continuat până la începutul lunii ianuarie, iar acum plaja este plină de pui de țestoase. Țestoasa de râu din America Latină este cea mai mare țestoasă din întreaga lume. Are peste un metru și cântărește peste 90 de kilograme. Ne-am obișnuit, trăim așa, așa e viața noastră. Spunem asta când vorbim despre aerul negru de fum pe care îl tragem adânc în plămâni. Despre parcurile cu betoane în loc de copaci, despre surzenia provocată de zgomotul marilor orașe, despre praful al cărui vătăluci se strecoară printre noi pe trotoare, despre ploaia care e mai întâi murdară, abia apoi spală. E un cuvânt care le definește pe toate. Poluare. În toate formele ei. Care ne trimit la cozile de la spitale sau mai rău. Punem focus pe această problemă pentru că România este țara cu cele mai multe victime din cauza poluării din Europa. Așa arată și așa sună o zi din viața într-un oraș mare. Când spunem poluare, ne gândim la aer și la zgomot, dar e mult mai mult. Deja vorbim despre victime ale poluării. 20.000, 23.000 sau 25.000 sunt cifre pe care le auzi când întreb doar despre România. Nu sunt exacte pentru că ne lipsesc instrumentele de măsurare. Din păcate, poluarea în acest moment nu produce o boală pe care să o putem identifica. Nu avem în acest moment nici posibilitatea să monitorizăm printr-un cod de boală aceste afecțiuni legate de poluare. Când spui poluare în București sau în marile orașe, te gândești la multe mașini și un trafic intens. Corect? E bine, poluarea este și despre altceva. Într-un studiu al Uniunii Europene avem cele mai mari costuri din Europa. Peste Londra suntem primii cu 3.000 de euro pe cetățean pe an generate din cauza poluării. Care sunt acele zone unde poluarea e mai intensă? Cum putem să ne direcționăm eforturile? Nu putem. Avem o listă a poluanților și o rețea insuficientă de monitorizare, așa că ajungem să ne bazăm pe observații și statistică. Dacă ne uităm puțin pe numărul de internări și pe curba de internări în spitalele, mai ales de boli respiratorii, observăm aceeași curbă de internare, cresc numărul de internări în perioada de toamnă, cu scăderea numărului de internări în perioada de sezon de vară. Doar de sărbători realizăm cât zgomot este de fapt în jurul nostru. Mașini, tramvai, trafic, șine, gălăgie, m-auziți? Asta se numește poluare sonoră. Nu vorbim foarte mult despre poluarea fonică pe care o resimțim chiar aici, acum. Nu măsoară nimeni poluarea cu diferite substanțe care miros foarte rău, cum avem hidrogenul sulfurat de pe gropi. Nu măsoară nimeni diferite tipuri de stres. Da, ați auzit bine, stresul e poluare. Insomniile sau somnul neproductiv sunt practic efecte, sunt rezultate ale stresului acumulat peste zi. De aici apar tot felul de simptome. Deci odată că sunt stresat, odată pot să am tulburări de ritm cardiac, stări de oboseală, tulburări digestive și intru practic într-un cerc vicios. De la o sănătate psihică fragilă până la o sănătate fizică precară e doar un pas. Soluția multora este de a părăsi marile aglomerări urbane, de a părăsi Bucureștiul și asta se vede. La persoanele
pe care le avem în grijă, persoane care suferă de asta, de BPOC, care au ales să schimbe domiciliu, să plece din București și care ajung mult mai rar în camera de gardă sau la controle, numai pentru că și-au schimbat domiciliu într-o zonă cu nivel de poluare mai scăzut. Am plecat din București în primul rând din pricina poluării fonice. Calitatea stării mele psihoemoționale și a vieții în general s-a îmbunătățit superior și incontestabil. O soluție într-un oraș care este sufocat de betoane și de trafic ar putea fi, evident, verdele, natura, sălbăticia. Din păcate, astfel de exemple sunt prea puține. Spațiul verde protejează orașul de furtunile de praf din afara lui, curăță aerul și oferă umbră, dar îl și înfrumusețează. Suprafața de verde pe care o are un locuitor al capitalei este de 10 metri pătrați, în condițiile în care recomandarea Uniunii Europene este de 26 de metri. OMS spune că ne trebuie 50 de metri pătrați. Bucureștiul are doar 22% din suprafața orașului acoperită de umbra arborilor. Dacă ne gândim la topul european, Oslo are 72%. Autoritățile ar trebui să investească, să aibă în direcția lor strategică alocarea de teren cu acest scop, să le redăm comunității sub formă de infrastructură verde. Puterea de a schimba nu e doar în dreptul autorităților, este în dreptul fiecăruia dintre noi. Nu putem renunța la mașinile pe benzină sau motorină, nu vrem să revenim la epoca de piatră, dar putem să alegem să folosim transportul în comun, bicicleta, să consumăm în raport de nevoi, să nu mai facem risipă. Jucătorii FCSB-ului și CFR-ului au îmbinat utilul cu plăcutul, au făcut antrenament fizic și în piscină și s-au relaxat la spa. Vă spunem unde și vă arătăm mai multe imagini în scurt timp la Focus după publicitate. Și acum despre vreme. Georgia, bună dimineața! Se întoarce căldura cumva în România? Bună dimineața, Daniel! Bun găsit tuturor! Da, de duminică se încălzește și vom avea din nou maxime peste normalul perioadei. S-au mai potoli și ploile, însă până la ora 11 avem o avertizare de vreme severă iminentă pentru zona joasă a județului Bacău, pentru județul Suceava și Argeș. Vizibilitatea o să fie scăzută sub 200 de metri. Vorbim mai multe despre vreme imediat după generic. Dar mai întâi mergem pe continent. În jumătatea de nord-vest va fi norat și vor fi ploi, lapoviță sau ninsoare. În restul Europei sunt anunțate precipitații, dar numai pe arii restrânse. Vântul o să fie activ în partea de vest, în nord-vest și nord-est. Dimineața acum și seara în zonele joase s-ar putea forma ceață. Mergem la noi în țară. Nici astăzi nu o să vedem soarele, dar măcar nu o să mai plouă atât de mult. Mai sunt anunțate ploi, cei drept, dar slabe și burniță doar prin zonele joase, din sudul, estul și centrul țării. Spre seară se înnorează, dar din nou șansele să plouă sunt destul de mici. Și vântul își pierde din putere. Temperaturile maxime se situează astăzi între 1 grad și 10 grade. Mâine vremea rămâne închisă, va ploua puțin prin partea de vest și nord-vest, pe arii restrânse și în centru și sud-est. La munte vor mai fi precipitații mixte și ninsori la altitudini mari, iar în Transilvania și în regiunile extracarpatice o să fie ceață. Temperaturile maxime mai scăzute un pic decât astăzi se vor încadra între 1 grad și 8 grade. De duminică se încălzește, o să apară și soarele din când în când și vom avea din nou temperaturi peste normalul perioadei. În partea de vest și de nord se va nora și va ploua slab, iar pe crestele montane o să ningă. În restul țării, dimineața și noaptea o să apară ceață și s-ar putea să și burnițeze. Maximele vor fi cuprinse între 4 și 10 grade. Mergem mai departe, în capitală s-au potolit și în București ploile, dar nu scăpăm de tot de ele astăzi și mâine. Cerul va fi acoperit și va burnița sau va ploua slab. Maxima va urca până spre 6 grade atât astăzi cât și mâine. Duminică vor fi în jur de 7 grade și chiar dacă se mai risipesc norii, tot este posibil să se formeze ceață sau să burnițeze. La munte, norat și în zonele montane, mai ales la noapte, vor mai fi ploi, lapoviță și ninsoare doar pe arii restrânse. Cel mai rece o să fie astăzi, iată, la Păltiniș, în jur de 1 grad. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Ne revedem la Focus 18.
Iana Blând a scos urșii din bârlog în munții Apuseni. Rangerii Parcului Natural Apuseni au făcut publice imagini inedite cu doi urși. Aceste animale pot ajunge la dimensiuni impresionante, până la 2,5 metri lungime și o greutate maximă de 600 de kilograme în funcție de starea de sănătate, de sex, vârstă și sezon. Peste doar câteva minute, de la ora 9, Raluca Alhadad vă așteaptă pe Prima News. Astăzi tema este sănătatea. Suntem în plin val de viroze respiratorii, cresc îmbolnăvirile de COVID, avem și decese cauzate de flurona. Raluca discută astăzi cu Ministrul Sănătății despre situația actuală din spitale și despre finanțarea prin PNRR a 27 de proiecte legate de modernizarea sau construirea de unități spitalicești. E bine, doamnelor și domnilor, Focus 8 se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV. Livia Graur vă așteaptă la Focus 14. O zi excelentă în continuare. La revedere!